O să facem și noi o trecere BACU Consiliului Județean. Da. Exact cum am mai spus-o data trecută. Vedem cum vine bugetul și avem mai multe idei în cap, să vedem dacă ne permite și organigrama și pentru că e foarte ușor să putem face un serviciu public, dar ținând cont că numărul de posturi la Consiliul Județean este foarte mic, vedem cum o îmbrăcăm. Vă gândiți la asta ca un proiect pe anul 2017? Da. Iau un calcul, schimbarea iar din nou a organigramei, o regândire a tot ce înseamnă funcționari, iau un calcul până la sfârșitul primăverii, evaluarea fiecărui angajat din Consiliul Județean cu fișa postului, pentru că schimbăm organigrama și mi-aș dori să văd ce face el efectiv în Consiliul Județean cu fișa postului și împreună cu directorul respectiv, cu angajatul, cu mine și cu cei doi vicepreședinți și cu secretarul vă face evaluarea fiecărui angajat. Eu vă întrebam strict de chestiunea cu BACU. Da. Pentru anul în curs, da? Pentru anul în curs. Același punct de trecere sau alte puncte? Avem destule locuri unde putem să facem această trecere. Da, aici e mai bun. De ce? Da, trebuie analizat să vedem cine a concesionat partea de mal, dacă este a IMB-ului, dacă este a Consiliului Județean. Sunt mai multe date de verificat și în momentul acela o să luăm o decizie. Eu v-aș arăta harta din punctul meu personal de vedere. Cea mai bună trecere BAC pentru populația din insulă ar fi la Gropeni. Pentru că e distanța cea mai scurtă între toate localitățile. Dacă vă uitați pe hartă, de la trecerea BAC, de la Stânca și până la prima localitate, sunt vreo 50 de kilometri. Da, dar acolo când gerge în praznic, poate să facă pod de gheață. Așa este, nu ne putem pune cu natura. Dar eu vă spun ca și modalitate de trecere mai rapidă a populației către județ, cea mai, din punctul meu de vedere, nu sunt specialist, ar fi trecerea de la Gropeni. Acolo e un pericol public. Eu am vorbit cu băieții din 1800,